cale de acces spre Spitalul Clinic Municipal numărul 1 din capitală. Aceasta este în curs de amenajare, iar intrarea va fi din direcția Bulevardului Dacia. Azi se fac lucrări la această porțiune de drum. Ar fi necesar de asfaltat încă vreo 60 de metri, să putem avea acces mai aproape către unitatea primirii urgență. În ultimul timp se formau mari ambuteiaje de la al doilea pod până la semafor. Aveam o ocolire de 10-15 minute, erau dificultăți când transportam un pacient în stare gravă, a precizat Mihai Moldovanu, șeful Direcției Municipale Sănătate. Idilul a spus că lucrările să fie supravegheate și coordonate de pretura de sector de Exdrupo și Direcția Transport. Bașcanul Găgăuziei Irina Vlah i-a felicitat pe deputații aleși în adunarea populară din autonomie cu victoria chiar din primul tur al scrutinului. În mesajul său, Vlah evidențiază că rezultatul obținut pe 20 noiembrie dovedește nivelul înalt de încredere față de deputați din partea alegătorilor. Sunt sigură că eforturile noastre comune vor fi direcționate spre consolidarea statutului juridic special al Găgăuziei și spre dezvoltarea socială și economică a acesteia, a mai spus bașcanul. Menționăm că în urma primului tur de scrutin în adunarea populară a Găgăuziei au fost aleși 17 deputați. Primarul Dorin Chirtoacă, care este și vicepreședinte al Partidului Liberal, a făcut unele comentarii vis-a-vis de rezultatele alegerilor prezidențiale. Acesta s-a referit și la neadmiterea de către candidatul PAS Maia Sandu a suportului din partea Partidului Democrat, pe care ea l-a calificat drept un măr otrăvit. Cine n-a vrut să muște din mărul otrăvit, nu doar că l-a mușcat, dar l-a mâncat întreg și nu doar un măr, dar toată livada. Și eu eram pe val în 2007, dar nu mi-am permis să resping niciun vot, a mai spus între altele Chirtoacă. În text, menționăm că și liderul PDM Marian Lupu a declarat într-un interviu pentru deschide.md că Maia Sandu nu a fost învinsă de Igor Dodon. Ea a fost învinsă de gafele făcute de echipa ei de niște băieți care au experimentat politica pe ea, s-au jucat de-a campanie electorală și i-au furat succesul, a mai spus Lupu. Contactată de RTR Moldova, ofițerul de presă al PAS, Anastasia Taburceanu, a declarat că Maia Sandu nu va comenta în niciun fel afirmațiile făcute de Dorin Chirtoacă. Sărbătoresc hramul, dar și amenajarea unor trotuare moderne pe străzile lor. Peste 1000 de metri de trotuar de pe strada 31 august 1989 din sectorul Slobozia Doamnei din orașul Orhei au fost asfaltați și inaugurați astăzi cu prilejul sărbătoririi hramului sectorului. Lucrările de construcție a trotuarelor au început în septembrie la indicația primarului de Orhei, Ilan Șor, după ce mai mulți orheieni s-au plâns că în zona respectivă, din lipsă de trotuare, este dificil traficul pietonal. Asfaltarea trotuarelor face parte din modernizarea infrastructurii drumurilor din Orhei, proiect prevăzut în programul edilului lansat în campanie electorală pentru alegerile locale. În total, de la începutul mandatului de primar al lui Ilan Șor, în Orhei au fost construite peste 6 km de trotuar și peste 20 de km de drum. Primăria Generală a Municipiului Chișinău cu datorii de milioane la căldură. Instituția înregistrează suma totală de circa 16,6 milioane de lei la agentul termic, dintre care circa 12 milioane sunt restanțele pentru noul sezon, care a demarat pe 12 octombrie. Edilul Dorin Chirtoacă a dispus în mod ultimativ achitarea restanțelor de circa 4 milioane de lei, datoriile de pe sezonul trecut. Până pe 20 decembrie să aibă loc toate achitările de la buget către prestatorii de servicii. Actele să fie prezentate la Direcția Finanțelor pentru decontare. Alte lucrări nu începeți, așa cum am mai spus și anterior. Pe 3 ianuarie urmează să depuneți la achiziții caietele de sarcini pentru lucrările curente pentru 2017. Cine nu vine pe 3, atunci pe 4 ianuarie să prezinte cererea de eliberare din funcție din propria inițiativă, a mai spus Chirtoacă. Circulație rutieră suspendată în capitală de astăzi și până pe 26 noiembrie, APA Canal Chișinău va efectua lucrări de reparație a apeductului avariat de pe strada Lăpușneanu. În legătură cu acest fapt, va fi suspendată circulația rutieră pe tronsonul cuprins între Bulevardul Ștefan cel Mare și strada 31 August. Totodată, APA Canal Chișinău mai anunță și sistări de apă astăzi până la ora 17 pe strada Neculci, numărul 10 și numărul 12, fracție 1. Pomul de Crăciun va fi instalat în centrul capitalei până vineri, promit serviciile de resort ale primăriei. Suntem în căutarea bradului, sunt 3-4 oferte din oraș, dar și din afara orașului. Credem că până vineri trebuie instalat deja. Am convenit și cu cei de la Lumteh, a precizat Eliferie Haruță de la Spații Verzi. Totodată, reprezentanții Lumteh au declarat că iluminatul decorativ este amenajat în proporție de 70% și vor fi tot aceleași decorațiuni de anul trecut. Da, nu e cazul să cheltuim bani în plus, a menționat și Edil
consilierul Dorin Chirtoacă. Totodată acesta a spus că nu e cazul să se facă competiție între înălțimile brazelor. Nu neapărat să fie foarte înalt, mai înalt decât cel din anul precedent. Nu este nicio competiție, a mai precizat primarul.